La Ungheni, pregătirile către sezonul de încălzire 2012-2013 sunt pe ultima sută de metri. Potrivit conducerii întreprinderii de termoficare Comgaz Plus, în acest an doar 34 de blocuri din 98 vor primi energie termică. Noi am pregătit 13 casangerii care sunt dotate cu cazane, care sunt dotate cu toată tehnologia de pregătire a agentului termic. Partea tehnică este toată pregătită, verificată, testată și deci s-au organizat toate măsurile care trebuiau fi făcute deci în perioada deci vară, ca să intrăm în sezonul cu succes. Directorul societății pe acțiuni Comgaz Plus declară că livrarea energiei termice în celelalte blocuri locative va fi sistată din mai multe motive. Debranșarea masivă care a avut loc în anii trecuți și acum, deci nu îmi permite ca să livrăm agentul termic în primul rând la toți consumatorii, pentru că nu doresc toți au consumul dat. O mare majoritate din consumatori au plecat și nu se află în teritoriu, deci apartamentele sunt închise și lor le indiferent cum se încălzesc vecinilor. Și în același timp datoriile deci istorice care s-au acumulat sunt destul de mari. Din cauza datoriilor de peste 3 milioane lei ale consumatorilor finali către societatea pe acțiuni Comgaz Plus, întreprinderea nu și-a achitat la timp facturile pentru gazele naturale consumate. Pentru a nu fi sistată livrarea agentului termic, instituția dată a fost nevoită să ia un credit bancar. La moment avem o datorie de peste 3 milioane de mii, datorie care are consumatorii casnici față de întreprinderea noastră. Am fost nevoiți anul ăsta să luăm un credit bancar de 1,5 milioane și ne rămâne până la început câteva deci mii care noi, cred că cu ajutorul consumatorilor, deci am să reușim să intrăm în ritmul achitărilor datorilor care le avem. În acest an, prețul agentului termic rămâne neschimbat. Ungherenii vor achita în continuare 1.326 lei pentru o gigacalorie. Menționăm că sezonul de termoficare va începe atunci când 3 zile consecutiv vor fi înregistrate temperaturi mai mici de 8 grade Celsius. În 2011, energia termică a fost livrată începând cu 24 octombrie. Полис обязательного медицинского страхования в 2013 году будет стоить 3318 леев, что на 336 леев больше, чем в этом году. Это предусмотрено в проекте закона на 2013 год об обязательном медицинском страховании и одобренном на одном из заседаний правительства Республики Молдова в сентябре текущего года. Согласно принятому правительством законопроекту, национальная компания медицинского страхования планирует получить доходы в размере 4,7 миллиардов леев, а потратить 4,17 миллиардов леев. Дефицит в 100 миллионов леев будет покрыт из госбюджета. Предусматривается, и мы сами чувствуем, повышение теплоэнергии, то есть газа, повышение электроэнергии, повышение стоимости продуктов питания и, естественно, планируется повышение заработной платы медицинским работникам. Все это влечет за собой повышение стоимости полюса. В плане оказания, объема оказания медицинской помощи предусматривается при заключении контракта на оказание стационарной медицинской помощи. С этого года была пробно введена система ДРЖ-система, которая предусматривает, что будет оплачиваться по факту, сколько будет, более жестче будет предъявляться претензии к медицинским учреждениям стационаре. В общем, в сфере оказания медицинских услуг в будущем году больших изменений не предвидится. Наряду с некоторыми единичными изменениями все-таки будет учитываться основная единая по Республике Молдова программа обязательного медицинского страхования, чего нельзя сказать о списке льготных медикаментов. По словам Константина Яниогла, сумма, которая закладывается правительством на покупку лекарств, с каждым годом увеличивается. Если мы с 2007-2008 года имели там по миллиону, по 2 миллиона на компенсированные медикаменты, сегодня в целом по Гагаузии мы имеем 4-5 миллионов на компенсированные медикаменты. Это, конечно, большой рост в этом плане, и больные это все почувствовали, и выписка компенсированных медикаментов, то, что мы запланировали. Если проанализировать сегодняшний день, который уже вот прошло 9 месяцев, то мы почти имеем 118% по Гагаузии из запланированной суммы уже выписаны эти компенсированные медикаменты. В то же время сохраняется скидка в 50% при покупке полиса в первые 3 месяца года для обладателей патентов и владельцев индивидуальных предприятий, а также 75%, если его приобретет владелец сельхозугодий. Что касается людей, пользующихся часто услугами медицинского страхования, это пенсионеры, инвалиды, то тут мнения о пользе и необходимости иметь страховой полис разделились. Помогает, конечно. Помогает.
Все бесплатно, и анализы, и все бесплатные. Обращаюсь, но очень редко. Очень-очень редко обращаюсь. Но есть полис, есть. Да вот в аптеке покупать таблетки, что-то есть там с помощью полиса, там скидки дают. Я на группе, инвалид второй группы, и несмотря на это, даже на это все не обращают внимания, вынуждена везде платить деньги. За хорошее лечение или за хороший препарат. Люди, которые ходят на ногах, и они не зайдут в поликлинику, и в больницу обращаться не будут. Это сумасшедшие цены. На все препараты. Для чего тогда это страховая медицина? Ну, помогает. Вот моя мама, когда делала анализы, все бесплатно было. Потом консультации тоже бесплатно. Единственное, какие-то дорогие обследования, там, если без очереди и нет записи, как бы, тогда надо платить. Наверное, оправдывает, потому что, ну, есть обследование, допустим, компьютерная томография стоит 1000 лей, да? А полис сколько стоит? 2000. А если человеку надо 2-3 раза делать за год, покрывает, да. Кроме того, в 2013 году взнос обязательного медицинского страхования в процентном выражении останется на уровне последних 3 лет – 7%, по 3,5% для работодателя и работника. În fiecare zi de luni, televiziunea locală din Drochia va participa la volanta primăriei, unde sunt invitate toate serviciile municipale. Scopul nostru este de a informa localnicii despre problemele cu care se confruntă orașul și despre soluționarea lor. De multe cazuri, oamenii nu cunosc, locuitorii nu cunosc problemele respective și prin intermediul dumneavoastră poate le ducem la cunoștință într-adevăr ce se așteaptă și de la dumnealor. Pentru că, de exemplu, la ziua de azi nimeni nu este obligat de a evacua gunoiul cuiva de la o casă privată gratis. Tot se plătește, pentru toate serviciile sunt cu plată și contraplată. Prin intermediul poliției vom procede la metode de constrângere, adică prin aceeași amende, prin aceeași sancțiune. În cadrul ședinței din 15 octombrie au fost discutate diverse probleme cu care se confruntă locuitorii. Printre acestea se numără și aprovizionarea cu apă potabilă. Primarul orașului a anunțat că din bugetul primăriei va fi alocat 1 milion de lei pentru renovarea apeductului și procurarea a 2 pompe de apă. Asta pentru că drochienii să fie aprovizionați non-stop cu apă potabilă. Menționăm că la moment locuitorii din Drochia au apă în robinete doar 8 ore pe zi. Doamne, mai multe zile acum, da? Așa, Cris? Asta a fost replica de 90 și ne om cu experiență de viață. La mulți ani și de doamne mai multe zile, da? M-am învățat că eu să iert pe cei care îmi fac neplăție sau ceva. Și asta e ceva, mi-a dat puteri. S-a stins din viață artistul plastic Glebu Sainciuc. El a murit în dimineața zilei de 16 octombrie la Spitalul Cancelariei de Stat. Maestrul fusese internat cu o hemoragie gravă. A fost operat câteva zile în urmă, dar starea lui de sănătate s-a înrăutățit progresiv. Glebu Sainciuc s-a născut la 19 iulie 1919 la Chișinău. Artistul s-a făcut remarcat în lumea artelor plastice, mai ales prin portretele și măștile din hârtie pe care le prezenta cu mândrie. A realizat mai multe expoziții în România, Rusia, Ucraina, Uzbekistan, Belgia și Azerbaidjan. Președintele Parlamentului Marian Lupu, împreună cu ministrul Muncii Valentina Buliga, au efectuat o vizită la Rezina. Oficialii au avut o întrevedere cu pedagogii și lucrătorii din domeniul asistenței sociale. Aici s-a discutat despre funcționalitatea legilor și reformelor. Parlamentul adoptă legi, multe legi. Deseori aceste legi sunt de calitate bună, însă ne puticnim în Republica Moldova nu la etapa scrierii și adoptării legilor, cât la etapa implementării acestora. Și atunci unde mai bine decât în teritoriu, auzind vocea oamenilor, a diferitor grupuri profesionale, să primesc în calitate de președinte al Parlamentului informații veridice și adevărate despre starea de lucruri. Totodată, localnicii au fost informați despre modificările în legislația cu privire la ajutorul social.
nu se va calcula veniturile din terenurile agricole pentru familiile formate din pensionari mai în vârstă de 65 de ani, din familii formate din persoane cu dizabilități. La fel, le-am adus la cunoștință despre acele alocații sociale destinate participanților la conflictul de pe Nistru, celor din, care au participat la războiul din Afganistan, victimele represiunilor politice, participanții și veteranii marilor război pentru apărarea patriei, care începând cu 1 august 2012 vor beneficia de alocații lunară în valoare de 100 de lei. Aceste lucruri trebuie oamenii să-i cunoască. Cei care cunosc despre unele abateri să ne informeze. Vizitele oficialelor moldoveni în teritoriu sunt programate conform planului de lucru al guvernului. Ministrul Afacerilor Interne Dorin Recean s-a aflat într-o vizită de lucru la Ungheni. Oficialul a menționat despre reformarea ministerului care vizează 3 domenii importante. Este vorba despre integrarea polițistului în societate, în așa fel ca fiecare din cetățenii noștri să-și cunoască cine este polițistul, polițistul de sector și să poată să apeleze. Al doilea domeniu de impact este poliția de patrulare, inclusiv poliția rutieră. Trebuie să avem mai multă vizibilitate în societate în așa fel ca societatea să știe că poliția este prezentă, să aibă un sentiment de siguranță. Și al treilea domeniu este lupta cu crima și în mod special organizațiile criminale, adică crima organizată. Ministrul Recean a mai menționat că, deși la nivel republican situația criminogenă a crescut considerabil, raionul Ungheni la acest capitol are o imagine bună. În ultimul timp s-a intensificat efortul, în mod special a monitorizării elementului infracțional cu risc sporit, respectiv persoanele care sunt în vizorul poliției sunt vizitate mai des, se duce un lucru operativ de prelucrare operativă a persoanelor respective. De asemenea, intensificăm efortul de colaborare cu celelalte instituții din cadrul administrației publice locale. În ceea ce privește poliția de frontieră, ministrul a adăugat că acesta este un capitol aparte unde este nevoie de o mai mare atenție. Trebuie să reorganizăm modalitatea de lucru, trebuie să instituim aceste echipe mobile care de asemenea să patruleze frontiera și drumurile adiacente pentru ca să realizăm 2 lucruri importante. Pe de o parte să luptăm cu acest fenomen de contrabandă care există și pe de altă parte să facem trecerea prin frontieră pe de o parte securizată, iar pe de altă parte să fie comodă pentru cetățenii noștri, dar și pentru cetățenii străini. Aceasta este prima vizită de lucru a ministrului Afacerilor Interne Dorin Recean la Ungheni. Vă reamintim că Recean a devenit ministru de interne pe data de 24 iulie 2012. Asta după ce Alexei Roibu a depus cererea pentru a fi demis din această funcție. Peste 1100 de invalizi din raionul Ungheni vor beneficia de un ajutor financiar din partea statului. Consiliul de administrare al Fondului Local de Susținere a Populației din Ungheni s-a întrunit în ședință pentru a stabili mărimea ajutorului material unic. Acest suport va fi oferit către Ziua Internațională a Invalizilor, marcată anual la 3 decembrie. Din păcate, suma transferată nu este suficientă pentru a acoperi toți invalizii din raza raionului Ungheni. Acum se aplică pe larg ideea ca să beneficieze nu mai mulți câte puțin, dar fie mai puțin, dar cu un suport care să-l simtă suportul acesta financiar. Vor putea fi acoperite cu suma de 500 de lei fiecare, cuantumul ajutorului, 1113 invalizi din raza raionului. Conform condițiilor stipulate de acest ajutor social, vor beneficia anumite categorii de invalizi. Astfel, comisiile locale din fiecare localitate a raionului vor include în liste persoanele a căror situație este mai gravă. În primul rând, sigur că asta vor fi copiii invalizi, nu în ultimul rând vor fi invalizii de gradul 1, adică eu i-am categorisit. Cu toate acestea, noi dăm posibilitatea autorităților locale, fiindcă ei decid lista beneficiarilor, să ia, poate fi și invalid de gradul 3. În detrimentul unuia de gradul 2, să zicem, sau de gradul 1, dar numai în cazul când acesta din urmă are o situație, să zicem, mai precară, mai gravă decât cei care sunt de gradul 1 și 2.
Potrivit lui Petru Langa, autoritățile locale au început deja întocmirea listelor. Data limită de prezentare a acestora este 1 noiembrie. Noi deja am semnat chiar ieri demersurile, circularele către autoritățile locale ca până la 1 noiembrie să ne fie prezentate listele pentru ca să reușească să facă transferurile, să fie puse pe cont, ca beneficiarii să-și poată ridica până la data de 3 decembrie suportul material. În raionul Ungheni sunt la evidență aproape 6.000 de invalizi, dintre care în jur de 500 sunt copii. Anul trecut, suma ajutorului social oferit pe 3 decembrie a constituit 400 de lei. Ziua internațională a persoanelor cu handicap a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite în 1992 pentru a motiva populația să înțeleagă efectele dizabilităților și pentru a combate discriminarea. Proiectul Bijuterii Medievale a demarat. La moment au loc săpături arheologice, etapa inițială de renovare a cetății Soroca. Aici au fost săpate grobi de peste 4 metri adâncime. Intenția este aceeași nobilă, de a descoperi cât mai mult materiale, informații la istoria cetății și târgului Soroca. Întâi și întâi merg arheologii, apoi după aceea se începe, este procesul de proiectare a lucrărilor de restaurație și consolidare a cetății. În cadrul proiectului activează o echipă de arheologi, arhitecți și antropologi din Moldova și România. Specialiștii, cu ajutorul unor aparate sofisticate, vor putea stabili mai ușor datarea etapelor de construcție și refacerea fortăreței. Scoatem pământul din plutură adus în perioada de ocupație poloneză și cred că deja se observă stratul, așa zis, moldovenesc. Au fost descoperite mai multe cioburi ceramice, oase și 5 monede din aceeași perioadă poloneză. Prin colaborarea cu colegii noștri din Republica Moldova încercăm să aflăm pe unde s-ar afla, eu știu, șanțul și valul de apărare al cetății. În același timp, mai avem ca obiectiv identificarea unei structurilor rămase de la o biserică care s-ar afla în centrul parcului. După etapa inițială a săpăturilor arheologice, vor demara lucrările de renovare a cetății. Potrivit lui Nicolae Bulat, proiectul include și amenajarea terenului din preajma fortăreții. La fel, un sector de drum va fi reparat capital, iar o porțiune din fața cetății va fi pavată cu piatră ca pe vremuri. Proiectul Bijuterii Medievale este finanțat de Uniunea Europeană. El mai prevede renovarea cetăților Hotin și Suceava. Valoarea proiectului este de circa 3 milioane de euro. Locuitorii satelor Albina și Fetița din raionul Cimișlia au o biserică nou construită. Este pentru prima dată în istoria de peste 200 de ani a localităților când s-a construit un lăcaș sfânt. 5 ani în urmă s-a sfințit locul din satul Albina, iar acum, la mijloc de octombrie, a fost oficiat primul serviciu divin de către un sobor de preoți în frunte cu preasfințitul Anatolie, episcop de Cahul și Comrat. Господи, иже пресвятаго Твое, Духа, в третий час апостолом Твоим Испославе, Того благенет ими от нас, словно не нас, молящих Тися. Инима курата сидешь, ты мини Дмесеву реши, Духа треб, но ешь ты причины денунту, а любви. Дамне, чего чего пресвятаго Твоего Духа, часу до треба, ай тримись апостолем, на Тей причина Бога. La sfârșitul slujbei, preasfințitul Anatolie a înmânat ctitorilor distincții bisericești. Brevetul numărul 83 îi se oferă domnului Gheorghe Nistreanu. Vrednic este! Da, am primit o distincție. Distincția asta cred că e scris pentru Lungul Valeriu, dar este pentru întreg colectivul. Suntem ca ctitori la această biserică și este meritul la toți trei parteneri care suntem. Și cred că dacă suntem alături de Dumnezeu, ne-a dat Dumnezeu putere și mai înainte să facem și mai înainte lucruri frumoase. Strămoșii, frebunei, buneii, părinții noștri au visat să aibă o biserică și visul respectiv s-a realizat în anul curent. A fost un efort foarte mare, nu numai a ctitorilor, și a întregului sat și vecinilor din satele care sunt aproape de Albina. De astăzi s-a fost prima slujbă săvârșită în biserica nou construită. Și de atâta eu sunt bucuros că mi-a ajutat Dumnezeu să ajungem în ziua de astăzi, să ajungem sănătoși și să
vedem prima sfântă liturghie slujită și de stăpânul, episcop și de preoți care au fost aici la biserică, care au început să o construim cu câțiva ani în urmă. Părintele Serghei, parohul bisericii, a fost avansat în gradul duhovnicesc de protoiereu, iar sătenii au împărtășit bucuria deschiderii bisericii cu locuitorii satelor învecinate. Această sărbătoare cred că este una a sufletului, a sufletului oricărui cetățean, oricărui om care trăiește în această regiune și cred că este ceva ce va rămâne mereu în sufletele noastre, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Au construit biserica să avem unde merge. Dorim să avem fericire, sănătate și ca părintele să slujească satului nostru. Biserica din satul Albina va fi sfințită după ce vor fi zugrăviți pereții interiori și va fi finisată fațada lăcașului. Problemele locuitorilor din raionul Dubăsari au ajuns în vizorul deputaților din Comisia Parlamentară Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. După ce au participat la emisiunea Realitate și Transparență realizată de Aici TV, experții Asociației Promolex și deputații au organizat o vizită în raionul Dubăsari pentru a cunoaște mai aproape problemele cu care se confruntă cetățenii din zona de securitate de pe Nistru. Deputații Alexandru Cimbriciuc, Ion Butmalai și juristul Ion Manole au vizitat posturile de control amplasate în regiune. Postul ăsta Vamal, care e noi care este postul Vamal a Republicii Moldova. Ei sunt supuși unor taxe vamale? Prima vară a luat certificate care cu răsată. Oamenii din sat mai mult cu răsată se ocupă și dacă eu prem la vamă, tăți din el și în altă primărie, certificate, într-adevăr, adică putem să aibă de suferit acei oameni care nu aveau certificatul de la primărie și deci acolo îi întrebau de unde a luat, să dea o explicație de origine. Ce este ca dovadă? Că într-adevăr, da, deține teren și crește răsata asta. Roșii, castraveți. Bun. Noi vă mulțumim. Dacă aveți ceva o întrebare personală de atribuția serviciului, noi suntem gata. Administrația liceului din satul Dorotskaya susține că profesorii care au ore în a doua jumătate a zilei sunt nevoiți pe timp de seară să oprească transport de ocazie din stânga Nistrului ca să ajungă acasă. Păi vin profesorii, dar administrația nu putem noi în fiecare zi să vinim odată copiii la ora două, pentru că de lucru noi trebuie să vinim dimineața și este foarte dureros. Când stăm în stradă, oprim transportul separatist, nu e normal. Dacă celelalte licee toate din Transnistria au transport, mă bucuroc că au rămas fără transport. Ministerul Educației nici de cum nu au urcat să soluționeze și nu știu cum, așa parcă le suntem în plus. Cel mai greu le vine iarna, când lecțiile se termină după ora 19, spune directoarea liceului. Dacă noi ești amaturi, ne-am acomodat, bine, dar copiii clasa 1-a, 4-a suferă foarte mult. Aveți schimb până dimineață și alt schimb după masă. Până după masă e Dorotskaya, cel din Dorotskaya, și după masă e ca gazda aici de în sat. După masă suntem noi. Începeți orele la 1? Noi începem orele la 1.45 și terminăm la 19.05. Încă acum treacă mea pe da, iar mai e o problemă. Se schimbă ora, deci... Catastrofă! E greu pentru copii. Da. Și asta e 11 ani. Da, autobuzurile astea când se pornesc așa, ele trebuie un test tehnic. Neapărat, noi facem licitații, la licitații se prezintă pachetul de documente. Altceva pe cât este de corect, eu nu pot să vă spun că nu sunt specialist în domeniu. Uh-huh. Pentru că noi am avut, primul an lucrăm cu firma asta din Grigore Ohol, dar până acum am lucrat din Cocieri, cu o firmă, de transport, niște autobuze destul de învechite. Dar acum e mai combinabil cu autobuzul ăsta de la Grigore Ohol, am înțeles. Da, din Grigore Ohol, cum să vă spun, de fapt, pe mine mă doare inima că îi transferă lor banii. Păi asta vreau să menționez, banii sunt alocați din Ministerul Educației. Ministerul Educației sunt în Transnistria. Să-i jumătate de milion de lei. Firma care a câștigat e înregistrată în Transnistria. Da. Presează servicii și legea... Asta e legea. Ei au venit cu autocare mai bune decât celelalte, că cel într-adevăr erau în stare. Dar vă spun că nu e normal că noi așa mulți bani plătim.
dar Ministerul Educației Nouă ne-a propus autocar. Așa, de ce, dată, de ce da, dar eu autobus nu am, școlare? Da, în primul rând chiar sunt mici, atunci mie mi-ar trebui 6 autocare. Și n-am unde să le păstrez, dacă n-am teritoriu. Directoarea liceului s-a arătat supărată de atitudinea politicienilor față de problemele cetățenilor din regiune și de faptul că politicienii doar mimează interesul față de acești oameni. Foarte mult am așteptat noi schimbarea în țară. Foarte mult. Și am contribuit. Îmi pare foarte rău că nu s-a găsit niciun partid liberal, democrat și mai departe că să găsească un om din Transnistria ca să fie un reprezentant din Transnistria Parlament. Deputații au asigurat-o pe directoarea liceului că vor solicita responsabililor din cadrul Ministerului Educației să vină la fața locului pentru a soluționa problemele menționate. Amintim că vizita membrilor Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și a juristului Asociației Promolex la Dubăsari a avut loc după ce aceștia au participat la emisiunea Realitate și Transparență despre problemele cetățenilor din localitățile amplasate în zona de securitate de pe Nistru, realizată de rețeaua Aici TV. Încă 5 localități din Republica Moldova vor conecta din 2013 instituțiile publice la sisteme termice pe bază de biomasă. Este vorba de primăriile satelor Coștangalia, Javgur, Mihailovca, Porumbrei din raionul Cimișlia și Iordanovca din raionul Basarabeasca. Asta în urma unui proiect al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare implementat în țara noastră. Astăzi am semnat acordul de colaborare în proiectul energie și biomasă, care vor fi atrase investiții în gimnaziu din satul Coștangălie, în valoare de peste 700.000 de lei. Va fi construită o centrală termică care va lucra pe bază de biomasă. În acest proiect cred că vor fi foarte multe beneficii, unul dintre care este reducerea cheltuielilor la încălzirea clădirii gimnaziului, cu aproximativ 30%. Cred că în 2013, din perioada decembrie-ianuarie până în mai, se vor efectua lucrările de reparație, de implementare și cred că la anul viitor, de acum, sigur că vom încălzi gimnaziul cu biomasă. Autoritățile locale din satul Iordanovca, raionul Basarabeasca, au solicitat în cadrul proiectului instalarea sistemului de încălzire cu combustibil produs local. Acesta este fabricat din deșeuri agricole sub formă de brichete. Ne vom încălzi, anume vom încălzi două instituții, care, și anume gimnaziul local și grădinița locală din satul Iordanovca. Suma aproximativ 800.000, dintre care contribuția populației va fi de 111.000. Până în prezent, 104 sate din 20 de raioane și din UTA Găgăuzerii au fost selectate pentru a-și conecta instituțiile publice la sisteme moderne pe bază de biomasă. Până în 2014, proiectul va acoperi toate raioanele din Republica Moldova. Astfel, cel puțin 130 de școli, grădinițe și alte instituții publice își vor instala pe bani europeni sisteme termice alternative pe bază de biomasă. Sunt proiecte care țin de instituțiile publice din localitățile rurale, doar în localitățile rurale, și prevăd în mare parte instituții de învățământ și instituții educaționale. De asemenea, în anul acesta, din 104 proiecte, 35 de proiecte care sunt deja finisate vor utiliza combustibilul din biomasă pentru sezonul de încălzire 2012-2013. Proiectul Energie și Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011. Bugetul total al proiectului este de peste 14 milioane de euro, bani acordați de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Centrul Medicilor de Familie din Cimișlia și organizația non-guvernamentală Tineri pentru Tineri și-au unit forțele pentru un scop nobil. Ei au lansat o campanie informațională de sensibilizare a opiniei publice privind bolnavii ce suferă de maladii incurabile. Voluntarii implicați în acțiune au repartizat pliante informative și au vorbit cu oamenii despre importanța îngrijirilor paliative a bolnavilor incurabili. Da. Bună ziua! Da. Noi am organizat un flashmob cu care se apără 13 octombrie, apoi ziua mondială hospice-ului și îngrijirilor paliative.
Adică noi demonstrăm necesitatea unor îngrijiri speciale pentru persoanele bolnave de, în vârstă și bolnave de boli incurabile. Oamenii abordați de voluntari au fost foarte receptivi și au manifestat interes față de acțiune. Adesea chiar bolnavii diagnosticați cu boli incurabile nu dispun de informații despre serviciile sistemului de asistență medicală pentru ei. Aproape 100% de toate persoanele care le-am distribuit pliante și le-am informat au fost destul de atenți și au contribuit la aceea că vor distribui informația mai departe, căci mai mulți erau printre profesori. Cei mai activi erau profesorii și s-au însărcinat că vor distribui informația mai departe. Așa oameni trebuie să ajutați să li se aducă apă, să li se pregătească lemnele de foc și alte lucrări fizice grele pe care ei singuri nu pot să le facă. În primul rând am întrebat bătrânii ce se poate de ajutat, de ce au nevoie de susținut moral. Cu diferite sfaturi, cu diferite să încurajăm. Campania informațională cu genericul Îngrijirile paliative susțin persoanele în vârstă s-a desfășurat la Cimișlia mai bine de o săptămână. Unul dintre obiectivele campaniei este de a promova implicarea tinerilor în activități de voluntariat și consolidarea legăturilor dintre generații în comunitate. Acțiunea a fost al treilea flashmob, ieri la liceu mai fost două, organizate de voluntarii Centrului Tineri pentru Tineri. Pentru noi este important ca tinerii, viitorii adulți, viitorii profesioniști, să înceapă din adolescență să promoveze sănătatea, să se implice în activități caritabile, în activități benefice pentru persoanele în vârstă. Am participat la proiecte de voluntariat în care am ajutat persoanele vârstnice din orașul Cimișlia cu ceea ce noi am putut. Am ajutat să facă curățenie. Serviciile de îngrijire paliativă existente la moment în raionul Cimișlia acoperă sub 50% din nevoi. Ele sunt asigurate gratuit de către Asociația Obștească Angelus Cimișlia și Centrul Medicilor de Familie din localitate. O infecție contagioasă a pus stăpânire pe gimnaziul din comuna Mânăilești, raionul Ungheni. Aici, în jur de 15 copii suferă de dizenterie. Din această cauză, gimnaziul din localitate a fost închis. Primele cazuri de îmbolnăvire s-au înregistrat la sfârșitul lunii septembrie. Atunci, 4 copii au fost internați cu simptome de diarie acută. Pe parcurs, numărul acestora s-a mărit până la 14. Primele cazuri au apărut într-o mahala. Și de acolo, e clar lucru că au fost aduse în gimnaziu. Au fost aduse la grădiniță, unde copiii aflându-se într-o ambianță și într-un contact mai restrâns au contribuit la transmiterea infecției de acum pe cale habituală la alți copii care de acum au făcut boală. Noi nu știm cât o să facă boală, care se află în perioada de incubație. Odată cu înregistrarea noilor cazuri de îmbolnăvire cu dizenterie, reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Ungheni au luat decizia de a suspenda activitatea gimnaziului pe o perioadă de 7 zile în scopul înlăturării pericolului de molipsire cu această infecție. Pentru a diminua riscurile de răspândire mai masivă a infecției în rândurile copiilor, este bine ca să-i, până când, colectivitatea să o dispersăm. În cazul de față, avem de-a facere cu o răspândire habituală a infecției, adică nu a servit, să zicem, drept factor de transmitere apa sau produsele alimentare, dar este o infecție care este determinată așa, în mod habitual. Conducerea gimnaziului spune că în interiorul instituției s-au întreprins un șir de măsuri de dezinfectare a încăperilor. Toți elevii au fost încă o dată preveniți despre posibilele căi de molipsire. Fiecare elev și fiecare angajat a fost adus la cunoștință prin semnătură despre activitățile care urmează a fi întreprinse. În școală s-a făcut o dezinfecție generală. Nu numai o singură dată.
Medicii recomandă populației să respecte normele de igienă personală, indiferent de locul unde se află, pentru a evita pericolul de infectare. Iar în cazul în care observă anumite simptome de deshidratare a organismului, diaree, dureri abdominale și febre, să nu le ignore, ci să se adreseze imediat medicului de familie. În caz contrar, pot apărea complicații. Dacă nu se adresează la timp și are loc o deshidratare masivă, poate să ajungă într-o stare destul de gravă. De atât este important ca să se adreseze imediat la medic pentru a întreprinde măsuri de rehidratare și de tratament antibacterial. În gimnaziul Mănăilești învață peste 270 de elevi. Dintre ei, peste 150 sunt alimentați gratuit.